După alegerile parlamentare, celor 6 consilieri li s-a retras sprijinul politic și astfel au fost excluși din partid, iar potrivit legii nu mai au dreptul să dețină funcțiile de aleși locali. Numai că nici până acum niciun for nu a constatat încetarea de drept a mandatelor de consilieri, iar PDL a reacționat astăzi. Nu doresc să pună pe ordinea de zi eliberarea din funcția consilierilor locali la Mărăcineni. Amândoi, în complicitate. N-au absolut niciun motiv. În rest, în toate consiliile locale, inclusiv cel județean, toate aceste lucruri au fost operate conform voinței partidelor politice care i-au trimis în Parlament, în consilii. În replică, primarul comunei Mărăcineni susține că a promovat un proiect de hotărâre în acest sens, dar că nu a fost însușit de aleși. În plus, în locul celor 6 consilieri excluși din PDL, nu mai poate veni niciun membru, pentru că supleanții s-ar fi înscris în PSD. În calitate de primar am inițiat proiectul de hotărâre pe ordinea de zi a ședințelor de consiliu, numai că atât consilierii PDL cât și cei din la PSD n-au luat act de această hotărâre. Înțeleg că totuși va fi o problemă mai departe cu supleanții, nu? Păi am înțeles că membrii supleanți sunt toți PSD-iști, nu mai sunt PDL-iști. Nu mai există membrii PDL, da. După alegerile parlamentare de anul trecut, PDL a dat afară membrii care nu s-au mobilizat în campania electorală. În cazul de la Mărăcineni, toți consilierii democrat-liberal au fost considerați trădători pentru că s-au aliat cu primarul Constantin Dumitru, aflat și el la acea vreme în barca PDL, dar care a fost văzut mai mult în compania oamenilor din USL în timpul campaniei electorale.